Salutare hudinașilor și bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft. Pe acest episod o să încerc să scap din labirintul infinit, dar nu știu dacă o să reușesc, așa că rupeți cu toții butonașul de subscribe, să apăsați și pe clopoțel ca să primiți toate notificările și, foarte important, să rupeți butonașul de like în această clipă. Deci apăsați cu toții pe like chiar acum. Cine știe, poate ne ajută toate leculețele din lume să scăpăm din labirintul infinit. Am găsit harta asta și mi se pare super, super interesantă, dar nu știu despre ce este vorba, așa că vreau să o văd. Știu doar că este un labirint, dar mai multe de atâta nu cunosc. Ok, bun, ce scrie aici? Această hartă este foarte grea și este un labirint format din comenzi. Ai, ai, ai. Bun, niciodată nu o să intri pe ușa corectă. Hai că asta e bună de încurajare. Forță! Și zice aici, atunci când gați o tură, trebuie să... ia să vedem ce scrie aici. Click here and fly, you will be... Aolo, deci trebuie să apeși aici și după aceea să zbori și o să fii uimit de ceea ce o să vezi. Așa că o să mai încerc puțin el să văd dacă pot să scap și după aceea... vorbim mai departe de acel butonaș. Îl lăsăm momentan acolo. Cred că ăla o să mă ajute să resetez nivelul sau ceva de genul acesta. O să văd. Acolo îmi scria pe tablița aia să fug, așa că am fugit și vreau să mă duc prima dată tot în față. Deci doar drept mă duc să văd dacă funcționează. Dacă funcționează asta, băi, practic sunt șmecher și am reușit să scap. Easy peasy. Deci numai în față mă duc, numai drept. Hai să vedem cum ar fi să câștig așa din prima, fără prea mult efort. Cred că ar fi super amuzant. Haide, cât de lung o fi labirintul ăsta? Asta e întrebarea mea. După care o să încerc să le combin. Vreau să combin după aceea. Eventual, mă duc odată, cred, doar dreapta, odată doar stânga. Și dacă nu funcționează astea... deci asta nu merge, bă. Din păcate, ambele trei uși sunt închise. Deci toate trei ușile sunt închise. Ok. Nu-mi vine să cred, băi. Toate trei ușile au fost închise. Hai, bagă mare, bagă sprintul. Mă gândeam că-s două acolo pe final, dar erau trei. Bun, deci sunt tot timpul câte trei uși. Deci trebuie să faci o alegere din trei. Interesantă idee. Haide, bagă sprintul, bagă sprintul, Houdini. Stai că... aproape, aproape am ajuns înapoi și vreau să văd dacă dau de butonaș și dacă se resetează. Normal așa ar trebui. Așa ar trebui să fie logica. Dar vedem acum. Țac, am apăsat pe butonaș și... da, bă, uite, s-a închis ușița. Deci asta înseamnă... asta înseamnă că pot să iau de la capăt. Hai să vedem. Facem dreapta acum, dreapta mult, dreapta mult. Și după aceea vedem. Așa. Deci numai dreapta mă duc, numai dreapta. Chiar sunt curios dacă o să găsesc ieșirea. Hai cu dreapta, hai cu dreapta. Aș băga sprintul, dar faza că dacă bag sprintul, sigur o să ies pe ușa din față. Și atunci ați rip, mamă, și îmi dă și automat sprint câteodată ticălosul. Dar m-am prins, deci aolo, nu știu ce am făcut. Sper că am mers bine, sincer. Îmi dă sprint automat câteodată ticălosul. A, sunt închise toate, bă. N-am reușit. Ok, hai să mai încerc una. Mă duc acum, acum pot să bag sprintul, de fapt. Că acum nu mai contează. Zbang, 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 zbang. Zbang, zbang. Zbang, 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 zbang. Mama mia, ce-i pe aici? Mama mia, ce-i pe aici? Hop! Aproape că am ajuns, cred. Deja am cam fugit ceva. Da, uite că am ajuns să live. Bun, și acum hai să mai dau încă o dată de butonaș. Și acum m-aș duce... fac în felul următor. Dau așa și m-aș duce acum, hai să zic, două în față și una în dreapta. Tot așa o să merg. Două în față, una în dreapta. Bun, deci am zis, una în față, încă una
și una dreapta. Opa. Două în față și una dreapta. Iar două în față și una dreapta. Două în față și una dreapta. Două în față. Una dreapta, două în față. Sper că n-am mers mai multe. Una dreapta, două în față. Una dreapta, două în față. Una în dreapta, două în față. Una în dreapta, două în față. Una în dreapta, două. Au, gata. Sunt chise, bă, și astea, bă. Au, deci nu merge. Hai să încercăm altfel. Vreau să încerc altfel. Deci am încercat una dreapta, una dreapta, una dreapta, una dreapta. Acum vreau să mai încerc una în față, una dreapta, una în față, una dreapta. Și tot așa. După care o să încerc trei în față și una dreapta. Aș putea să încerc și treaba asta. Hai că sunt chiar curios. Mamă, trebuie cu tactică, bă, cu din astea. Și am ajuns deja, forță. Și acum încerc două în față. Nu, una în față, una dreapta, una în față, una dreapta. Hai să vedem așa dacă merge. Deci una în față, una dreapta, una în față, una dreapta. Hai să încerc cu sprint totuși. Deci una în față, una dreapta. Una în față, una dreapta. Una în față, una dreapta, una în față, una dreapta, una în față, opa. Una dreapta, una în față, una dreapta, una în față, una dreapta, una în față, una dreapta, una în față. Mama mia, trebuie să le faci rapid, bă. Că dacă le faci lent, ești rip. Deci dacă le faci lent, ești rip. Poate dacă merg așa cu viteză, nu, bă, n-o mers. Sau... ce? What? Nu știu ce naiba am făcut. A, mă, mai lasă, dar nu am față, bă. Nu am față, mă, mai lasă. Ce, mă, mă, naibii? Deci nu am față, mă, lăsa. Și poate și în stânga, dar în dreapta nu mă mai lăsa. Oh, ia uite, bă. Mă lasă să mai deschid aici. Ce naiba e chestia asta? What? Dar nu pot să merg mai departe. Asta e faza. Eu am mutat acum ușa. Ok, ok, ok. Hai să mai încercăm. Mă întorc înapoi. Și acum o să fac altfel. Ia să văd. Pot să merg mai departe aici? Nu, bă, nu mai lasă. Credeam că poate mai sunt uși secrete. Dar nu mă lasă. Acum o să fac în felul următor. O să fac una în față, două dreapta. Și tot așa. Să vedem unde mă duce așa dacă merg. Deci una în față, două dreapta. Ar fi interesant, cred. Bine, asta dacă mai reușesc să mă întorc. Dar ar trebui să fie easy, nu? Ia să vedem. Mai am. Mamă, chiar că e lung, bă. Chiar că e lung. Bun, acum dau iarăși de butonaș și vreau să mă duc una în față, două dreapta vreau să mă duc. Dau așa, bun, ăla-i. Și hai să vedem. Deci, cât am zis, am zis una în față, două dreapta. Sper să nu mă încurc. Hai, deci, una în față, două dreapta. 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 Opa. Una în față, două dreapta. Hai, bă, hai că deja mă pricep parcă. Până când o iau razna. Încă una dreapta, nu? Cam așa ar trebui. Țac. 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 Țac, 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 au, și am ajuns la final. Am ajuns la final și nu funcționează, bă.
Nu funcționează. Hai să vedem una în față și trei dreapta. Unde trebuie o fi ieșirea aia? Eu cred că e ascunsă ieșirea. Să nu o găsească nimeni. Poate nu există nicio ieșire și mă chinui degeaba. Cum ar fi asta? Bam! Hai, mai încerc încă una să vedem. Încă puțin și ajung în capăt. Uite, gata, am ajuns în capăt. Forță! Forță, forță, forță! Bun, și hai să mai încerc acum. Vreau să încerc acum una în față și trei dreapta. Să vedem. Să vedem dacă se schimbă cu ceva. Deci una în față și trei dreapta. Bun, opa. Una în față și una, două, trei. Una în față, una, două, trei. Una în față, una, două, trei. Una în față, haide. Una, două, trei. Una în față, una, două, trei. Încă una în față și una, două, trei. Mai am, bă? Mama mia. Una, două. Am spart ușa, bă! Am spart ușa, m-am enervat și am dat în ea și am spart ușa. Doamne, nu credeam că merge să spargi. Deci m-am chinuit atâta hudinașilor și puteam să sparg ușa cu mâna, bă! Doamne ferește! Cum naiba, bă, de puteam să sparg ușa cu mâna? Și eu mă chinuiam atâta să dau. Hai de viața mea! Hudinașilor! Băi, m-am chinuit degeaba, ce să zic. Hai să vedem aici labirintul. Ia uite-l, bă! Ia uite-l, bă! Ce labirint am creat aici. Mamă, mamă, mamă! Deci m-am chinuit degeaba să moară tanțetile. M-am chinuit și când i-am dat un pumn, s-o spart ușa. Hai de capul meu! Cam ăsta a fost episodul. Sper că v-a plăcut, n-am reușit să scap, dar totuși măcar am spart ușile. Așa că dacă v-a plăcut, nu uitați acolo de un like, un share și un subscribe, un follow pe Instagram, hudini.insta. De asemenea, să nu uitați și de primul link din descriere către canalul meu secundar, să apăsați și acolo butonul de subscribe. Și noi ne reauzim ca de fiecare dată pe următorul episod. Pa, pa! Nu știu ce s-a întâmplat cu labirintul ăsta, dar uitați-vă ce naiba ești aici. Hai de viața mea! Pa, pa!